Петру Бежан. Bună ziua, domn Șinte, este posibil reconstrucția sistemului de irigare care a fost cândva cu mulți ani în urmă, de exemplu în Lunca Prutului, ca să nu mai sferim atât de secetă. Domnul Petru, eu am fost în Lunca Prutului câteva, o lună, poate o lună jumătate în urmă, anume acolo unde era sistemul cel de irigare, poate dumneavoastră sunteți unul din cei care au fost împreună. Asta e unica soluție. Agricultura din Republica Moldova, fără irigare, nu are nicio șansă să supraviețuiască. Aceste secete care le avem în acest an, cu regret, în viitor, prognozele nu sunt cele mai bune. Apele subterane s-au dus și mai jos. Anume, din aceste considerente, la inițiativa mea au fost luate următoarele decizii. În primul rând, în luna aprilie, la cererea agricultorilor și la inițiativa mea, Parlamentul a schimbat legea și a permis irigarea din iazuri și lacuri, chiar dacă sunt private. Probabil cunoașteți. Dar asta nu e suficient. Deci a doua inițiativă care am solicitat colegilor din guvern, ca până la sfârșitul lunii iulie să permită din fântâni arteziene, irigarea culturilor cu valoare adăugată sporită, cum ar fi livez și așa mai departe. În toate țările, și în Ucraina, și în România, acest lucru este posibil. La noi, nu știu ce s-au găsit mai catolici ca papa de la Roma, unii ecologiști, și nu permit utilizarea apelor subterane. Trebuie de permis acest lucru. Și obligatoriu, unul din proiectele naționale pentru viitor este restabilirea sistemelor de irigare din râurile Nistru și Prut. În timpul sovietic au fost investiți miliarde de ruble, încă o dată, nu m-am greșit, miliarde de ruble în astfel de proiecte. Doar într-un proiect la Ștefan Bodă, eu am fost acolo, stație de pompare și un canal din Nistru, s-au vărât 500 de milioane de ruble în acea perioadă. Și acum l-au tăiat la metalul. E necesar urgent de reabilitat toate aceste sisteme. Și noi vom veni cu un program național în acest sens. Dar la această etapă, până când vom merge cu investiții majore în infrastructura respectivă, trebuie să permitem din iazuri și râulețe am permis, trebuie să permitem la fântâni arteziene.